să dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașovean. Vă rog. Mulțumesc, bună ziua! Vă spun un bun găsit și un admirator și salut parteneriatul acesta între autoritățile publice locale, între Habitat for Humanity și ceilalți parteneri, precum Penny Market, precum Dedeman și OMV și toți ceilalți care s-au alăturat și fără de care nu se poate, aș vrea să salut voluntarii din cadrul acestui proiect. Welcome from Bacău, welcome from Moinești. Și iată, este un exemplu de solidaritate prin tot ceea ce faceți. Un exemplu la care s-a alăturat, un exemplu de bună practică la care s-au alăturat și tinerii de aici, din comunitățile noastre, și eu îmi doresc, pentru că am participat și eu ca voluntar cu ceva timp în urmă pe unul din șantiere de aici, din județul Bacău, și îmi doresc ca acest model să-l putem multiplica. Aveți în mine un susținător a acestui proiect, aveți un sprijin, mă alătur parteneriatului autorităților publice locale și organizațiilor neguvernamentale care doresc să facem un proiect, pentru că nevoia de ocupare este din ce în ce mai mare, din păcate, și nu avem aceste posibilități. Iată, societatea civilă se implică și ăsta este un exemplu de solidaritate pentru noi. Vreau să felicit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect. Vreau să salut deschiderea pe care a avut-o autoritatea publică locală a domnului primar Ilie, pentru că, iată, e vorba de 43 de case astăzi. Nu e puțin lucru. Eu sunt convins că Habitat for Humanity s-a adresat tuturor autorităților, dar puțini au răspuns, pentru că am și eu un exemplu de genul ăsta. Și atunci vreau să scot în evidență acest exemplu, pentru că nu o face, acest proiect nu este pentru dumnealui, este pentru comunitate. Și atât timp cât este nevoie, iată, cum spunea domnul președinte, că zona asta și strada asta, care nu spunea mare lucru acum ceva timp, iată că a dat valoare prin aceste case și n-am decât să aduc felicitări pentru ideea de a construi și vreau să mă adresez acum și familiilor care vor beneficia de acest ce mai frumos decât să primești o casă. Și vreau să existe în casa voastră înțelegere, armonie, bucurie și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Felicitări tuturor!